Duminică, spuneam că e pe repede înainte totul. Parcă dacă tot suntem aici, aș discuta despre derby, despre ce se va întâmpla duminică. Din punct de vedere al atmosferei, nu sunt premise să fie la fel ca la meciul cu Dinamo, în sensul că probabil nu se va ajunge aproape de cifra aceasta de 50.000 de spectatori, dar în orice caz vor fi peste 30-35.000 de spectatori. Rapidiștii deja și-au epuizat biletele din peluză, este știut faptul că e protocolul acela să aibă o peluză, deci atmosfera va fi asigurată. Rapid vine și după acest galop de sănătate, acest meci foarte reușit cu Farul. Și CSB tot după un galop. Da, suferit. Dar vine după un galop de rezultate foarte bune în campionat, cel puțin. Da. În campionat, clar, va arăta cu totul și cu totul altfel echipa și e clar, apropo și de ce zicea Florin în cheia asta meciului direct, au și de luat o revanșă pentru că au trecut vreo 2 ani și 4-5 meciuri de când FCSB nu prea a mai făcut nimic în fața Rapidului. Din contră, anul trecut Rapid i-a văzut pe unde i-a prins pe cei de la FCSB și vor revanșa, e clar. Da, dar acum eu suntem cu tot o altă conjunctură. Meciurile au fost ori spre finalul sezonului când nu mai contau, sau dar acum e o altă încărcătură. Ăla, ultimul. Da, ultimul. Acum este o altă încărcătură. Rapidul, după acest 5-0, sigur, multă adrenalină, multă încredere, s-au schimbat lucrurile acolo, suporterii au avut răbdare, ceea ce la Rapid nu prea s-a întâmplat și eu cred că asta este marele câștig acolo. Și uite că odată cu intrarea băieților ăștia, care doi, în special Bupenza și Dobre, cam fotbaliști. Ne așteptăm să fie mai echilibrat decât a fost Dinamo FCSB? Eu cred că da. Da, Rapid are mai multă calitate decât Dinamo. Dinamo a alergat foarte bine, a jucat cu ambiție, dar nu are aceeași calitate. Asta se așteaptă la Rapid. Într-o partidă cu FCSB. Dar va fi diferit, adică să nu fie în situația celor de la FCSB cu Rangers. Adică cine? Rapid? Exact. Trebuie adică să se umfle... Da, adică trebuie... Da, sunt convins că oamenii care sunt profesioniști de la orice echipă sunt foarte realiști. Și mi-a dat seama după ce am spus ce am spus. Mi-a dat cineva de sebut... Am tăcut și eu, n-am zis că nu, lăsăm să treacă. Cum s-a dar n-am avut nici eu. Nu, la FCSB e ok, zic mai departe. Da, spuneam că va fi un meci foarte bun. Da, ne așteptăm să fie un meci foarte bun și chiar... Puncte mari. Ce? Pentru ambele echipe, puncte mari. Da. Și pentru Rapid are pentru prima dată și șansa să vină, să mai vină. Mare miza pentru Rapid. Egalează petrolul, vin pe locul. E mai mare miza pentru Rapid, pentru că Rapid trebuie să vină. FCSB de bine de rău a ajuns în zona aia de play-off, este acolo, mai are și restanța cu Botoșaniu, e mai bine. Ce acolo poate fi un plus pentru FCSB este că la doar câteva zile joacă din nou pe Arena Națională, din nou pe o arenă ostilă, și din punct de vedere al experienței... Ostilă? Cum ostilă? Nu, mă refer ca și... Ostilă pentru oaspeți. Eu zic că o să compenseze galeria Rapidului. Da, dar este o atmosferă foarte încărcătură. Sunt trei meciuri deja cu încărcătură foarte mare. Corect. Și e arena lor, orice iar să spune. Ei, da, eu, de fiecare dată când au avut meciuri de genul ăsta pe Arena Națională, le-au gestionat bine. Uh-huh. Chiar și cu echipe europene. Uh-huh. Adică e un pic, un plus, un avantaj pentru FCSB. Vom vedea. Haide să... Da? Bine. Vorbeam și cu domnul Nelu Cațichin în același timp. Marius Modică și Bupenza, Aron Bupenza, vor vorbi, dar după o scurtă pauză de publicitate a fost azi conferința de presă a Rapidului și de aceea voiam să vă prezentăm imagine. Să se vor motiva. Sunt o echipă bună, campioana țării. Ați văzut și dumneavoastră la ce nivel joacă, au ajuns să joace în grupe, asta înseamnă foarte mult. Și cred că rezultatul de ieri nu poate decât să-i motiveze și să demonstreze că sunt o echipă puternică. Și nu știu dacă e locvent meciul ăsta, le-a lipsit foarte mulți dintre titulari, cu siguranță vor avea altă față duminică. E rivalitate, există, o simțim și noi, și eu ca staff și jucătorii sunt fer convinși, pot să încerc să le transmit și eu această rivalitate, mai ales străinilor care sunt, sau cei care sunt noi veniți în momentul de față, să înțeleagă ce înseamnă un derby Rapid FCSB. Contează lipsa lui Săpunaru, lipsa lui Hroma, dar lipsa lui Kait, practic fac parte din axul central și contează enorm. Contează, dar asta este. Ceilalți care le vine rândul trebuie să fie pregătiți și în momentul în care intră să demonstreze că merită să poarte tricoul Rapidului. Și ce mod de a te exprima mai frumos este decât un meci cu FCSB.
Așteptați și echipa de la domnul Becali? Credeți că e greu să-ți dai seama cu ce echipă va juca FCSB-ul duminică? Se pregătiți! Vă dați seama că îi analizăm și încercăm să analizăm fiecare jucător și primul 11 care ar putea să-l alinieze FCSB-ul. Nu știu exact în momentul de față, dar îi analizăm în profund și încercăm să găsim soluții de contracarare. It's like my father, cum îmi zic asta. Yeah. It's like my father, you know, like you know, working with me, working with me before already in Turkey, in the Saudi Arabia too, and you know my character and him also they have a big character and it's like father for all the players, it's not only for me. FCSB Rapid, it's a big game in Romania. Yeah, it's debut, and we know the debut is very important. This game, all the fans trust us. We need to do some good result. So we know it's not easy game, and we prepare very good also. And we think if we start like we play like Faro, and I think. This game will be good for us also. We think if we respect the tactic of Shmodika, we think if you play very hard and aggressive also, we think we can take a good result. Did you learn something in Romanian? Something to Romania. In Romanian, Romania, not in English. Yeah, little bit. Tell me. Just Haide. Haide? Haide, si. Okay. Haide. Yeah. Bine? Bine, si, bine. Salut. Ciao. Salut. Yeah, foarte bine. Si, this is I just learned now and for the moment. For the moment, just now, and I think I will learn more than this. But yes, I try. And high rapid, I suppose. High rapid, forța rapidă. Aron Bubenza, simpatic, dar cu calități de fotbalist. Adică l-am văzut simpatic la acest interviu cu colegul Viorel Grigoroiu, dar a arătat calități de fotbalist. Și mă zic că is like my father. Toți cei care au calități extraordinare sunt copiii lui Șumudică. Exact. Ali Bec, Budescu. Budescu, n-are copii de ăștia. Da. Numai copii dotați are. Numai copii dotați, da. Drăguș, acum se scrie și Dobre la cuvânt. Da, e de văzut, pentru că exact ce spuneați, remarcat și voi în conferința de presă, suspendarea lui Hromada, accidentarea lui Kite și dilema, nu? Cine va juca acolo la mijloc? Poate să fie Grameni, poate să fie... În zona centrală, eu cred că va juca totuși cu Christensen. Și lângă Christensen el, joacă acolo, Grameni, probabil. Vulturar? Nu, cred. Nu crezi eu? Nu. Păi n-a fost deloc folosit până acum, la lungi și nouă mici cu FCSB. Mi-e greu să cred. Da, de văzut ce vor face. Și Săpunaru, bineînțeles, o altă absență, dar în meciul cu Farul, cel puțin, Ignat a intrat foarte bine și a suplinit absența capitanului rapidist. E de văzut ce va fi și cum va fi. Să nu uităm că în seara aceasta avem un meci în Superliga, bineînțeles, avem și meciul acesta de fotbal feminin, foarte important, joc cu Polonia și sperăm ca fetele lui Pedrațini să mai obțină o victorie. Noi avem două meciuri în play-off, nu? Da. Apropo, astăzi este ziua fostului selecționer al României, lui Cristi Dulca. Priles, să-i urăm la mulți ani. Da, Narcis, hai să analizăm echipa Poloniei. Te rog frumos, ce părere ai despre felul în care joacă fetele în acest sistem 4-3-3. 4-3-3. Observăm. Joacă în alb cu roșu. Joacă, ia mai lasă echipa de mai mare. Va fi un 4-5-1, că se vor apăra. Joacă Paior, frate. Mă, dacă joacă Padila și Paior... Avem pe bancă un Dudu. Vreau că joacă cu Coș. Și Gran Vosca aia. Nu o să fie meci ușor. Meci greu. Știi că nu e bine să râdem înainte de meci. Dar nu râd de adversar că e... Râd de mine, nu sunt adversari. Se joacă tur pe echipa noastră. Poate mai trebuie să jucăm un meci. Ne concentrăm, ne dă și ne echipa noastră. Ne concentrăm pe selecționata noastră. Nu că bine și le știi pe toate. Nu le știu, dar am încredere în ele. Râdeam de mine, repet, nu de fete. Fetelor le ținem pumne și le urăm multă baftă în această seară. Spuneam că joacă și CFR, un meci foarte important cu Șepșii. Și aș vrea să vedem, pentru că e destul de interesant, de la caz medical, nu? Și om care spune că nu poate să vină la flash interview pentru că acuză unele probleme de ordin medical, la Luis Munteanu mă refer, după toate discuțiile din spațiu public și intervenția lui Cristi Balaș, și declarația lui Dan Petrescu și, până la urmă, și limbajul non-verbal al lui Dan Petrescu, cel care, în timpul unui meci, pe finalul unui meci,
Se știe că el este foarte concentrat și foarte focusat pe ce se întâmplă și a găsit timp să se ducă la Luis, să încerce să-l împace. N-a fost chip. Eu m-am fricat la ochi, n-am. Da, în chipul că a intervenit și patronul Varga și a rezultat o conferință de presă pe care a făcut-o Luis Munteanu cu scopul de a-și permite turna. Așa se procedează. Foarte bine. Cronologia unui conflict așa. Foarte bine. A fost. Trebuie să rămână acolo la ei în interior. Acum lucrurile sunt clare, au obiectiv, merg mai departe și hai să-l vedem, capitolul închis, nu? Să-l ascultăm și pe Luis Munteanu, vorbește și Dan Petrescu despre acest lucru. N-am avut o reacție corectă față de mister. Vreau să o spun și public că îmi pare rău față de Panin, față de mister, față de colegi și na, toți oamenii din club. A fost o reacție urâtă care nu mă caracterizează. N-am mai avut în viața mea o problemă musculară și cred eu că n-am știut să gestionez situația cum trebuie. Probabil că și de asta m-a scos mister din teren, pentru că îmi vrea binele și știu că el m-a dorit foarte, foarte mult aici și cu siguranță nu a vrut să-mi facă rău. Da, nici n-am putut să mă uit la ele, nu mă recunoșteam, eu nu sunt acel tip de jucător, așa cum am mai spus, îmi place să câștig, nu-mi place să pierd deloc. Și cu Național, la meciuri multe, am fost încărcat, așa cum am mai spus, a fost și problema aceasta la picior și poate și din acest motiv am reacționat așa. Eu vedeam în continuare că șchiapă, nu-mi plăcea. Și am zis, eu nu mai risc să-l las în teren, pentru că sigur să răpe. El n-a înțeles, a crezut că l-am schimbat, că nu juca bine. Am vrut să-i explic pe bancă că m-am dus la el, dar era foarte nervos, dar e o reacție, cred eu, cumva, chiar dacă n-a fost frumoasă, normală, pentru că el vrea să joace fotbal. Din punctul de vedere, am fost și eu la fel ca el, am avut normal ieșiri și de înțeles. I-am auzit și pe domnul Petrescu și pe Luis Munteanu. Așa se întâmplă de obicei. Nu, dar până la urmă e normal. Se întâmplă în viața oricărei echipe. E important, știi cum e la cluburi, pentru că toți am lucrat și nu poți să fii ferit de astfel de situații. Și tu ai fost rebel. Nu mă refer. Mă refer în situația în care eram conducător. Trebuie, important e reacția a clubului, a jucătorului, a celor implicați. Ok, dacă se repetă de mai multe ori, atunci e o problemă, dar în principiu nu e atât de important că se întâmplă că se bat doi, important e care reacția clubului și celor doi. Și că reacția e una civilizată. Că s-au bătut și cei de la Bayern München sau... Reacția lui, bătaia, a jucătorului, un pic exagerat. Că sunt reacții urâte care nu fac bine imaginea. Acolo clubului. E ceva și foarte... Și e un pic exagerat. Adică... Și probabil se va sfârși cu o despărțire, la modul că va fi vândut. Pe de altă parte, nu am înțeles de ce avea nevoie Petrescu de chestia asta. Ce? Deci l-a schimbat, zici? Bun, avea cartonaș galben. Dar de ce mai schimbi? Adică, nu știu, cred că a fost nervos și nu și-a dat seama, Petrescu. Că vorba ta, nu era niciun beneficiu. Mai erau câteva minute, nu l-a ajutat cu nimic. Dar nici de partea cealaltă, nu înțeleg jucătorul. Ia, trage atenția, îl chem, spun, mai grijă că ai galben și ai grijă, mai sunt terminat, ai cartonaș galben. Cât de jucător, mai iei foc. Da, e bine, pe lucrurile... El venea și după prestația foarte bună de la tineret, avea, cum să zic, se simțea într-o formă foarte bună. Probabil că s-a așteptat să joace și titular, eu cred că era... Era deja, da, exact. Era deja capsat pe românește de faptul că n-a fost folosit ca titular. Mi se părea normal să fie folosit titular, probabil, nu știu. Dar, repet, informația e posibil, foarte posibil, ca, mai ales că și CFR are nevoie de bani. Relația dintre Petrescu și, vedem și aici, da, și în spatele ușilor închise, relația n-ar fi una foarte bună și pentru faptul că n-ar fi neapărat jucătorul de tipul lui Dan Petrescu, pe care Dan Petrescu să-l... Dar jucătorul bun. Da, e jucător indiscutabil bun. Jucătorul bun. Am văzut. În fine, vor rezolva ei cumva, au și rezolvat o parte din acest... pseudo-conflict. Vedem mai departe ce se va întâmpla, dar până una alta... Meci important în seara asta. E cam important. Cred că seara asta joacă și pentru că joacă titular în seara asta. Păi da. Și da, problema medicală aia nu mai musculară s-a dus, a? Da. CFR-ul câte? Câte puncte au? 19. CFR-ul sunt acolo. Au 19. 19 puncte. Da, acolo cu 2, Craiova 21, nu? Da, și Sepsi 17. 19 cu Oțelul și cu FCSB, acolo și cu Petrolul. Și pentru Sepsi e meci de... Sepsi poate să-i depășească cu victoria. Meci. Face 20. Meci, da, toate meciurile sunt pentru că e foarte comprimat ca clasamentul. Asta nu e observație pe care o facem prima oară, dar tot spunem,
Sunt. Dar aici când se iau puncte, puncte între ele, sunt meciuri bune, sunt meciuri de 6 puncte. Și ne apropiem vertiginos, practic mai sunt două meciuri până se trage linia după prima jumătate a sezonului regulat și e clar că ușor, ușor, sigur, toți sunt tentați, cei care sunt în cursa asta de urmărire a locurilor de play-off, sunt tentați să spună că mai e timp, mai sunt multe puncte puse în joc, dar trec, pe măsură ce trec etapele și nu faci puncte, e destul de greu. Nu e mai puțin adevărat că cu o serie de 3-4 meciuri consecutive pe care le câștigi, punctele se fac din ce în ce mai greu. Când meciul o să fie din ce în ce mai echilibrate, când ai nevoie de puncte, se vor închide, nu o să mai fie... Din ianuarie, atunci. Da. Păi nu știu, cea mai bună dovadă e UTA, care e pe locul 11 și la 3 puncte, e la 4 puncte de locul de play-off, că se gândesc, dar și la 3 puncte de retrogradare, de ultimul loc. Și erau, la un moment dat, erau mult mai rău. Și au avut două meciuri la rând cu două victorii și ajunseseră în pragul play-off-ului. Bun, hai să-i vedem și pe cei doi antrenori. Eu, până la urmă, cu toții am zis că e o soluție de compromis, că e o soluție de avarie, Suciu, dar după un prim meci pe care l-a pierdut, Șepși pare că și-a revenit și ca joc și ca rezultate și mă aștept să dea o replică serioasă în seara asta de la CFR Cluj. Haideți să-l mai vedem o dată pe Dan Petrescu vorbind despre acest meci. Știm ce va spune, că e un meci foarte greu, dar și pe Suciu. Ia uzi, cel mai important meci al sezonului. Nu știam asta. Hai să-l ascultăm. Întâlnim pe Sepsi în momentul cel mai bun al lor, cred, de când a început campionatul. Cum ai zis și tu, au legat două victorii, dar de la venirea noului antrenor au găsit și sistemul de joc, au găsit și aceiași jucători. Ultimele două meciuri au jucat cu același 11. A găsit balanța, echilibrul echipei. Că jucători foarte buni au, asta e clar. Și noi trebuie să ne regăsim, suntem încă în căutarea primului 11, dar ce mă deranjează cel mai mult, că n-am avut lotul la dispoziție niciodată. Foarte multe absențe, mereu accidentări, suspendări și asta a făcut să nu avem echipa cea mai bună, asta e clar. Nu există scuză pentru că avem un lot destul de bun, dar n-am avut niciodată așa să simt. Și o bancă bună la Petrolul poate ar fi... m-aș fi ajutat mai mult, dar asta este situația în momentul de față. 2-3 jucători și-au revenit, nu sunt 100%, posibil să fie mâine pe bancă. Cel mai important meci al nostru, cred că al sezonului, e meciul cu Sepsi, un meci foarte important. Am spus, dacă câștigi un meci, sau două meciuri la rând, poți să te duci sus, sus. Dacă pierzi două meciuri la rând, poți să ajungi pe ultimele două locuri, ultimele trei. De aceea e foarte strâns campionatul, foarte important să reușim un rezultat foarte bun mâine și... O să vedeți ce meci intens va fi mâine. Una peste alta, de la joc la joc, s-a văzut o creștere la noi. O creștere și în joc, o creștere și în spiritul de echipă. Suntem pregătiți pentru ce ne așteaptă acolo. Ne-am antrenat bine, pot să spun. Și mergem cu gândul de a lua cele 3 puncte. Începem să vedem împreună fotbalul la fel, ceea ce este un factor important și de aici vine și încrederea mai mare individuală și colectivă.